Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria străminată de My Summer Car, băieți, după cum ați văzut acolo în titlu și în thumbnail, vom lua mașina de la nenea fletare de acolo, de la service. Așteptăm să ne sune băieți, așa că dacă vă place acest clip, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să strângem la acest clip 100 de like-uri, băieți, dacă strângem 100 de like-uri, vom mai continua, am văzut că vă place din ce în ce mai mult această serie și chiar apreciez faptul că dați acolo pe butonul de like. Vă abonați acolo dacă sunteți noi, după cum v-am obișnuit, cu clopoțel, cu tot ce trebuie. Așa că da, băieți, așteptăm un pic să ne sune nenea fletare. Trebuie să ne sune din moment în moment. Așa că da, băieți, haideți să... Ăsta e băgat, frumos. Și da, ați văzut aici, avem mașina Nulu fletare. Din episodul trecut am încercat să o duc. Am stat eu un pic după ce am terminat de filmat să o... duc, adică să treacă timp un pic, să o pot duce să deschidă nenea fletare. Așa că da, băieți, verificați acolo descrierea, cum v-am obișnuit, unde găsiți acolo serverul meu de Discord, unde avem aproape 200 de persoane și vă mulțumesc pentru că intrați acolo din ce în ce mai mulți și sper să intrați din ce în ce mai mulți. Profilul meu de TikTok și cel de Instagram, unde puteți să-mi dați acolo follow dacă vreți să vedeți noutăți despre mașini sau chestii. Așa că da, băieți, haideți să așteptăm să ne sune nenea fletare. Așteptăm din moment în moment, trebuie să ne și sune. Bă, am becul aici, hai să-l sting, să nu mă consume curent. Așa că da, băieți, așteptăm un pic. Și Arcan trebuie să ne sune, băieți. Să vedem când, pentru că trebuie să ne sune din moment în moment. Nu ne-am sunat încă. Așa că da, băieți, hai să mai cotelim pe aici. Și am observat chestia asta aici. Camera asta am uitat de ea. Aparent avem ăstea. Asta, prostia asta, găleata asta. Și cu ăstea care efectiv ăstea ne-au ușurat, salvarea asta ne-au ușurat un pic munca. Adică să mai mergem noi după ele cu barca, cu chestii. Deși ar fi fost interesant un pic. Dar, da, băieți. Așteptăm acum un pic să ne sune. Trebuie să ne sune din moment în moment. Să mergem să vedeți acolo ce modificări i-am adus. Bine, nu i-am adus eu, i-a adus fletare, dar eu am bifat acolo să fie tot ok. Trebuie să așteptăm un pic, băieți, cred că la 9 și ceva o să ne sune, deci o să așteptăm un pic. Avem pe aici frigiderul, e cam gol, dar m-am dus eu la magazin după ce am dus mașina. Ba nu, înainte să duc mașina, am fost cu ea la magazin, am făcut un plin și ce am mai făcut eu pe acolo. Ca să nu avem probleme după să... Na. O să vedem și cum merge și tot ce trebuie. Așa că da, băieți, am văzut că mi-a spus unii că v-ați chinuit un pic la fire. Și eu m-am chinuit un pic la fire, băieți, pentru că nu știam exact care cum vin. Dar v-aș recomanda să salvați înainte să puneți firele și să vă antrenați un pic cu ele ca să nu vă mai fie așa de greu dacă vreți să o reîncepeți. Eu unul așa am făcut și ați văzut în clip că le-am făcut. Astea sunt accesorii pentru interior. Asta cu X-Max Lights, nu știu, astea sunt de alea de Crăciun. Nu știu dacă o să punem, dar o să vedem, băieți. Bă, haide, bă, mă sun. Avem aici V8-ul lui. Bă, sincer, mașina asta chiar e. Adică, uitați-vă și voi, băieți, dita mai muscle car-ul. Problema cu el e că îi fuge un pic spatele și na, nu prea curbă, frâne nema. Dar na, să sperăm că e tot ok. Avem aici contoarul, să nu trecem prea mult de uite, vedeți acolo că am cheltuit vreo 20.000 aproape. Deci na, am băgat ceva bani în mașiniță. Ceva modificări. O să vedeți imediat ce o să ajungem acolo, ce modificări și despre ce este vorba acolo. Așa că da, băieți, hai din să mă sune bagabuntul ăsta. Și da, ce să zic, băieți, îmi place că este destul de apreciată seria asta de My Summer Car, pentru că, sincer, car parking nu prea mă mai atrage așa de mult. Și am zis să încercăm și alte jocuri, pentru că, na, știu că unii dintre voi mai vreți car parking, dar jocul nu mai este în stare lui normală de a te putea juca. Ai lag și... Na, are buguri și, sincer, m-am săturat de bugurile lui. Chiar ar mai fi vrut să mai fac, dar da, n-are rost să mă mai complic aiurea, pentru că, da,
Popa și ne sună. Ia să vedem. Salut, șefule. Da. Da, șefule, hai că acum vin. Haideți, băieți, ne-a sunat marele nostru fletare, Vericu. Hai să-i spunem Vericu, băieți. Am luat mașina de la soft, de la alea. Haideți, băieți, să vedeți aici. Mau, cum pornește pe ăsta, foai de viața mea. S-aude bine V8 ăsta. Uitați aici, haideți să ne punem și centura. Da, deci vedeți cum pleacă cu scârți. Avem lights-uri aici. Am pornit un pic lights-urile. Și o să mergem ușor, băieți, pentru că mașina asta este cam instabilă pe drumuri de astea. Și frâne nu prea are, cum am spus. De aceea nu o să merg așa de tare. Nici nu prea virează cum trebuie. Deci, na, vă dați seama că... Na. Dar o să venim cu mașina noastră înapoi și o să facem tot ce trebuie acolo. Și în episodul viitor aș vrea să mergem să o înscriem și după vedem noi ce activități facem cu ea, pentru că o să trebuiască să facem activități pentru bani și așa mai departe. Să mergem să luăm și mașina aia cu albine. De-aia mi se pare că trebuie să o luăm cu tractorul, dacă nu mă înșel. Dacă ați vrea să mergem să o luăm și pe aia, scrieți acolo în comentarii. Aia nu câte știu că se pornește cu o șurubelniță, dar să sperăm că o să fie ok și atunci. Da, deci vedeți, abia frânează mașina și mie este un pic frică, chiar dacă am salvarea salvată, pentru că în episodul trecut am cam pățit o chestie nașpa. Nu știu cum m-am curentat la aia și am murit. După aia a trebuit să vin de la fetare pe jos până acasă. Deci a fost o nebunie curată. Dar să sperăm că nu mai pățim chestii de genul, pentru că sincer n-am chef să vin pe jos iară de la ăla. Și am zis, bă, hai să salvez înainte ca să fie acolo salvarea pregătită. Și mi-a stat un pic și la șine aici, pentru că poate să vină trenul. Să sperăm că ne-a făcut și frânele. Eu am bifat acolo să-mi facă frânele. Dar, na, acum să sperăm că ni le-a făcut faze, că l-am pus să-mi centreze și roțile, ca să fie totul ok. Ia uite ce stare semnalizări. Bă, da, pe acolo de ce nu luat și pe aici? Pe aici e... Așa. Eu încerc să-i dau, băieți, cât mai încet, pentru că nu vreau să am un incident nașpa. Sincer, n-am chef. Îi dăm și noi așa mai încet, ca să nu avem probleme. Dacă știți ce zic. Pentru că asta, nu știu, mai așa... Bine, vă dați seama, fiind V8 din ăla american, de la vechi, vă dați seama că este rupere cu el. Și na, o fi având vreo 400-500 de cai, cred că tot are. Și vă dați seama că pe drumuri de-astea imediat derapează. Și nu... Faza e că nici frânele nu s-așa bune pentru că alunecă. Gen, alunecă așa și na. Să sperăm că e totul ok. Facem aici stânga. Și suntem destul de aproape de fletarii, de fratele nostru. Da, deci vedeți, eu virez abia, deci abia virează. Dar decât pe jos, eu zic că e mai ok și cu mașina asta. Bine, vă dați seama că în viața reală ar fi mult, mult mai șmecher să ai așa ceva decât o Satsuma, dar da, să sperăm că este totul ok și că nu avem treabă. Să sperăm să dea Domnul să nu avem treabă cu ea, să nu avem vreun incident până la fretare. Suntem destul de aproape. Adică nu suntem așa departe. Acum, na, ce să zic. Dar și nu e frumos. Și da, băieți, ce să zic. O să facem mult mai multe chestii cu mașina. Faza că, bine, ce a fost mai interesant din joc, dacă stau să zic așa, după părerea mea, e că a trecut, adică gen numai așa de interesant cum e la început, gen, mă, te apuci de mașină,
de motor și așa mai departe. Dar este încă interesant, nu mai este, cum a spus, așa cum, cum e, adică cum era până acum, dar încă este interesant, pentru că putem face destul de multe activități, ducem la mamaia, la bunica, la ce vreți voi, cum vreți voi să-i spunem, ducem, trebuie să ducem chestia aia ca să ne dea unchiul dubița, o să luăm și dubița pentru că o să ne trebuiască la un moment dat și da. Haideți să vedem. Nenea Fletare, dacă ne-a făcut mașinița. Chiar abia aștept să văd cum arată. Eu am bifat acolo mai multe chestii. Nu știu exact să vă zic ce am de vă zis. Bă, da, e cam înnorat așa. Eu tot pe ăla mort acolo, bă. Bă, what the fuck. Și da, băieți, uitați-l acolo pe Fletare, fratele nostru acolo la biroul lui. Îi dăm un bărna? Îi dăm un bărna. Hai mă că merge, trage mașina asta. Bine, e V8, clar că trage. Bun băieți, hai să punem frână, să vedem. Ați văzut acolo un pic la mașină? Bă, da, hai să pun și eu pe P. Bun, 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 bun. Haideți să vedem. O, uitați băieți, Satsuma noastră minunată. Hai să vedem ce zice... Salut frate, salut, 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 sănătate, să-ți dea Dumnezeu sănătate și, mamă băieți, uitați aici mașina băieți, ne-a vopsit-o, ne-a șlefuit roțile, arată altfel, acum uitați aici băieți, ne-a refăcut roțile, ni le-a șlefuit, le-a polișat, da băieți, mi-a luat aici mare, hai să dăm așa o bere pe gât. Cum v-am obișnuit în fiecare clip, o să dăm cât o bere de-asta așa pe gât. Așa, ala e. Avem un instructor, o baterie. Ne-a îndreptat și roțile, ne-a făcut și valvele, deci cam... Da, să sperăm că e tot ok. Bă, parcă par mai drepte acum, ce să zic. Acum vom vedea pe drum dacă sunt într-adevăr drepte. Da, frânele, să vedem dacă ni le-a făcut. Haideți să... Îi dăm o leacă. Hai. Și ne-a pus și parbriz. Aparent ne-a pus și parbriz. Sau? Opa. Da, da, vedeți, vedeți, ne-a pus și parbriz. Avem parbriz nou. E perfect, nu mai ducem lipsă. Nu mai ne intră muștele în mașină. Auzi. Mamă, dar trage mai bine mașina, bă, ești nebun. Adică se simte la... Așa, băieți. Da, băieți, trage mult, mult mai bine mașina. Bă, da, i-am cam dat șoc. Haide. Da, băieți, trage mult mai bine. Hai să ne punem și centura. Așa, mă. Așa, băieți. Altceva, mă, frate, ești nebun cu asta a noastră. E altceva. Bă, dar uite-l pe ăla mort, what the fuck. Hai să vedem. Am aprins și unui bordul să fie acolo aprins. Ca să vedem ce e în bord. Și unii dintre voi a zis să dau ceasul jos să-mi cumpăr turometru. Da, ar fi o idee, dar trebuie să dau comandă de el, adică să dau acolo la... De pe foaia aia. Dar, na, să vedem. Mai întâi să o înscriu și după să iau un turometru și să-i fac mai multe modificări, pentru că, na, trebuie să mă să-i fac ITP-ul și, că dacă îi faci nu știu ce modificări, s-ar putea să nu mai treci ITP-ul cu ea. Și n-am vrea. Așa că, da. Ce să zic, băieți, trage altfel mașina, băieți. Suntem într-a patra și urcăm pe aici cu viteză. Da, deci e forță mașina, veric cu Fletare acolo, e pe treaba lui, e parte, o treabă super bună. Dacă aveți o mașină de genul, duceți-vă acolo la el, la vericul, băieți, la vericul. Bă, da, nu, op.
O stric înainte să... Bă, dar eu în partea aia cum am văzut că nu mai am oglindă? Îi dăm talpă, tati. Bă, dar sper să nu stric. Îi dau talpă direct. Power shifting. Îi dăm acolo. Bă, dar eu acum am observat că în partea aia n-am oglindă. Frâne avem? Avem. Să vedem dacă ne țin până acasă frânele. Și o să desfacem capota pentru că... Pentru că am bifat și chestia să ne bage piese noi. Adică să ne înlocuiască pe alea stricate. Și să vedem dacă nu i-a pus piese noi. Nu! Pișat m-aș pe tine să mă... Bă, uite-l pe ăla, bă! Mă, și claxonează, mă, mâncaia-și gura lui. Ia uite, mă, ce nesimțit, bă. Vine pe contrasens și tot el mă claxonează, bă. Bă, ce bagabon, bă, bă. Bă, mă umora pe aici, mă, pe stradă, mă, ăla nesănătos, la camă, mâncaia-și gura lui. Da, băieți, deci, aparent, Vericu chiar face o treabă bună. Nu erau ajută în episodul trecut că efectiv mașina nu trăgea, era moartă efectiv de tot. Acum mă atrage fără nicio treabă, auzi, fără nicio problemă. Și da, băieți, ajută în episodul trecut că efectiv nu trăgea, eram într-a doua și abia mergea pe aici. Acum suntem a treia și dă talpă, deci mașina e marfă bună, e tot ce trebuie acum, e într-o stare bună. O să mergem să-i facem în episodul viitor ITP-ul, o să mergem să înscriem, trebuie să mă uit eu pe YouTube pentru că nu știu exact cum se înscrie mașina asta. Dacă aveți voi o idee și ați ajuns până aici la videoclip, să înscrieți acolo o idee în comentarii, băieți. Hai să băgăm așa o țigară. Vă recomand, băieți, în viața reală să nu fumați, pentru că e nașpa. Bine, acum, na, depinde cum vreți voi, dar de recomandat ar fi să nu fumați, pentru că vă distrugeți pe voi. Mai Summer Car, vedeți, aici n-ai nicio treabă, direct băgăm o țigară întreagă și n-are băiatul ăsta nimic și tot ce trebuie. Da, băieți, deci dacă vreți salvarea, o am făcut-o albastră. Dacă, bine, ați observat că n-aveai cum să nu observați. Am făcut-o albastră pentru că mi se părea mult mai fain albastru. Dar, da, acum și voi, dacă vreți acolo, părere în comentarii, dacă chiar arată bine. Bine că putem să fac și eu cu spray-ul, dar, da. Acum, dacă tot am dus-o la fletari, ne-am șlefui și roțile. Polișat, adică, na, tot cam aia e. Na, acum avem și noi pe parbriz. Dulce casă, dulce casă, casă, dulce casă. Aaa, păi dar ce ai făcut fletare? Cred că am strâmbat noi roțile un pic. Au, băi, băieți, uitați cum pleacă. Bun. Haideți, băieți, că parcă merge, parcă e altceva, mă. Hai să oprim un pic motorul. Asta o lăsăm aici. Închide asta așa frumos. Hai să deschidem aici la capotă, băi, să vedem dacă într-adevăr ne-a pus piese noi. Bă, nu pare. Probabil la interior, acolo în interiorul motorului să ne fi pus ceva. În rest, ce să zic, parcă nu, parcă tot ruginite s-astea. Acum, ai. Băieți, păi na, așa arată mașina. A, da, și stați așa, băieți, că mai am o chestie să mă duc până la unchiul Coleașa. A, băieți, și am făcut și plinul și am băgat și în canistră. A, uitați aici cum pleacă. Îi dă burnout, băieți, îi dăm burnout.
Cautați aici ce burnout dă băiat, dă mașinița asta. Haide! Hai că am încins un pic. Bă, de-aia că am stricat roțile, bă, eu. Că trage la stânga. Ori nu mi le-a făcut fletarii cum trebuie. Dar n-avea cum să nu le facă. Da, băieți, deci avem aici o chestie. Haideți să luăm și ne cadouul ăsta de aici. Bă, da. S-a cam încins o aleacă mașina. E. Da, băieți, deci avem ăsta. Nu știu ce cu el. Ia. A, și avem ăsta de turbo. Mă punem și pe ăsta aici. Uite așa. E, e, e. Altceva, Satsuma Turbo. Satsuma Turbo, băieți. Hai să-i dăm la noi acasă. Opa, ușor. Trage, trage mașina, băieți, trage ca lumea. Deci, bă, fletarea asta a făcut o treabă bună, atât că probabil că trage un pic stânga de la o roată sau alta, nu știu. Vedeți că trage un pic stânga dacă țin drept de volan. Se duce un pic stânga, vedeți? Dar nu cred că e mare. Adică eu cred că e ok de început așa. Bun, băieți. Da. Păi cred că cam aici e și cu acest videoclip. Haideți să dăm și noi ele de jos din mașină și o să închidem clipul după. O să stau și să le aranjez. În episodul viitor, băieți, am luat și o... Bine, am luat și o ladă de asta de bere. Am băut o berică din ea. A, și hai să-i punem astea, bă, chiar. Hai să-i punem chestia asta. Și sunt curios aia cu... Alea e, mă, avem și zaruri. Acum avem accesorii de cabine de dalea. Și avem asta, X-Max Lights. Nu știu cum e asta. Aparent așa e. Bă, ești nebun, ia uite, bă. Ia uite, bă, avem lumini de-astea de Crăciun. E, le lăsăm aici. Dar cred că pot să le dau jos, nu? Sau... Nu cred că mai avem cum să le mai dăm jos, dar e ok, băieți. Haideți să închidem și noi aici frumos. Asta shopping bag o să vedeți în episodul viitor ce am eu aici. Așa că da, băieți, păi cam asta a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut acolo, știu că n-a fost ceva foarte interesant, doar am luat mașina de la Nenea Fletari. Dar totuși, băieți, dacă v-a plăcut acest videoclip și mai vreți videoclipuri în continuare, băieți, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like, cum v-am obișnuit mai mereu. Bă, da, ăsta nu mi-a reparat caroseria, bă, bagabontule. Așa. Și da, băieți, eu am fost The Gramp și o să ne reauzim la un nou episod data viitoare. Pa, pa!